Care o recomand este Comunicarea non-violentă, un limbaj al vieții de Marshall B. Rosenberg. Este o carte care mi-a fost recomandată de o prietenă extrem de entuziasmată după ce a luat contact cu ea și a citit-o. De ce? Pentru că în viața de zi cu zi, în viața personală sau în relațiile de serviciu, avem nevoie să ne îmbunătățim calitatea vieții și capacitatea de comunicare. Marshall Rosenberg a fost un psiholog, clinician și mediator în zone de conflict. Prin urmare, această carte este rezultatul multor ani de experiență profesională, dar vine și cu foarte multe exemple din viața personală. Ce este și mai interesant este că în Statele Unite, cu mulți ani în urmă când s-a lansat această carte, a ajuns să genereze și o organizație internațională dedicată comunicării non-violente. Din 2014, de când a apărut cartea și în România, s-a dezvoltat și o asociație care, în zilele noastre, organizează și cursuri pe această temă. Ce mi-a plăcut mie în această carte și de ce o recomand cu mare drag este că ne remarcăm comportamentele de zi cu zi și ceea ce am putea face să îmbunătățim relația pe care o avem la serviciu sau acasă. Ce ne povestește Marshall Rosenberg din experiențele lui? Ne spune că, în primul rând, orice lucru pe care îl putem analiza, ceea ce facem, acțiunile noastre și consecințele acțiunilor noastre, se bazează pe 4 pași foarte, foarte simpli. Nu avem tot timpul de a face această analiză, dar ce putem face este să ne creăm un sistem, o mentalitate, de unde să ne vină în modul cel mai firesc rezultatul acestei analize. El ne propune în această carte, prin foarte multe exemple și multe exerciții și tabele, să descoperim cei 4 pași, care sunt observarea în cadrul oricărei situații, sentimentele pe care ni le produce observarea anumitei situații, nevoile care ne sunt sau nu ne sunt îndeplinite în cadrul acelei situații și să putem să formulăm cerințe. Pare simplu, dar nu este deloc așa. Citind cartea, mi-am dat seama că a observa, de fapt, în zilele noastre și pentru noi toți, oriunde am fi, indiferent de ce cultură și de ce naționalitate, ne-am lovit de faptul că noi nu observăm, noi nu ascultăm, noi judecăm, noi evaluăm. Chiar și comparația duce tot la un sistem de judecată și de evaluare. Și atunci premiza este greșită. În schimb, dacă doar am observat ceea ce se întâmplă pentru a clarifica o situație sau în cadrul unei negocieri sau în cadrul unei discuții și ne-am duce mai departe să spunem, să ne dăm seama singur ce sentimente ne trezește, ar fi mult mai eficient. Și ne lovim de partea a doua, de sentimente. Dar noi ne dăm seama din nou că nu cunoaștem sentimentele. În cartea lui Marshall Rosenberg o să găsim o listă întreagă cu ceea ce sunt sentimentele, pentru că noi le confundăm foarte mult cu ceea ce gândim, cu ceea ce considerăm, cu ceea ce credem despre un anumit lucru, venind cu background-ul nostru sau cu prejudecățile noastre. Dacă reușim să îndeplinăm și pasul al doilea, cu sentimente, ajungem la identificarea nevoilor noastre. Ce nevoie ne sunt îndeplinite? Ne e îndeplinită nevoia de siguranță, ne e îndeplinită nevoia de a fi respectați, de a fi apreciați și atunci putem să formulăm cerințe. Cerințe, nu ordine, nu comenzi. Și momentul în care avem cerințe și le formulăm la modul afirmativ, nu ceea ce nu dorim să ni se întâmple, ceea ce dorim să se întâmple, atunci putem să avem succes în orice ce facem și să putem să
ducem o viață liniștită și relaxată atât în mediul de lucru, cât și în cel familial.